Domn, bravo, domnule Țicu! Bravo! Jos ocupanții! Iar închide râtul, mă, că noi grăim cu deputații noștri! Închide râtul, mă! Închide râtul, mă! Închide râtul! Tata dumneavoastră nu știu. Dar să așteptăm la două jumătate. La un Denis. Să așteptăm la două jumătate decizia. Și se auzi, domnul Am văzut, dar ne puteți spune că mai mult... Bă, închide râtul, bă, că noi grăim cu oamenii, bă! Închide râtul, bă! Băi, unii stejarul meu că îl dau jos. Vorbesc în limba rusă. Ia spuneți-ne, domnule Țicu, ce se întâmplă, că multă lume e interesată, dar nu prea înțelegem. Acolo am văzut doi reprezentanți. Ia uitați-vă, vedeți și comportamentul au Porsche. Da, am vrut să vorbim cu domnul Țicu, dar nu putem, că Porsche ne-au pus muzică. Ide nahu, iar! Ia ca uitați-vă! Și ied nahu, animală! Și ești oi, care ied nahu e? Dar și ied nahu e, gândonule! Eu sunt la mine acasă, ied nahu! Doghitoc! Suca! Dar ce înseamnă asta, bă? Gata, calmați-vă! Еднаху, йоци я со спун музика доги току дракулы. Каздал драпелу астан кап дити я драку. Йоци я со спун музика доги току ле. Еднаху. Йо ста меня касывай. Марш ищ. Ам врусу ворбецку домну депутаци не спуныш. Ел не опус музики еднаху. Задла трелку саму. Трелка. Боженяшу, Вилоку. Он и домну. Он врут с ворбинку домну цыку, что дус, к нам тут с ворбим. Am vrut să vorbim cu deputații, dar dacă par și grohăi... La două jumate o să fie. Da, dar am vrut să ne spună și se întâmplă, cum se întâmplă. La două jumate rezultatul o să fie, o să ca să miruim. Domnul Bolea Porcu, care dacă... Am înțeles. S-a dus să mănânce acum la prânz. Dar dacă el e flămân, poate să muște și jucătorii. Tot un porc să-l mănânce. Băi, am vrut să vorbim cu deputații, bă, și ăștia porcii dracului. Cei mei mari, Șovin și Mancurți, Partidul Socialistului. Știu de asta. Dinozavriștia. Și-a de bătrâni ce-a rupt cartea, dinozavriștia. Dar și asta i-a dat foc. Am vă arăt unde i-a dat foc. A venit flămânzi în Parlament, goi, n-a venit și apartament, s-au mutat milionari. Înțelegeți cum rușe? Dacă intră unul din colegii noștri, eu am vrut să vorbesc normal pe scări cu domnul deputat, dar cu ăsta, cu grohăitul, ne-a pus ied nahui și poliția la apără. El special a pus asta. Animală. Eu vreau să vă spun că noi am, aici a existat o situație, eu am să ajung înapoi la ofici și am să decupez de la realitate, este băietul aici. Indivizii ăștia au fost luați de aici, au stat o mașină, au staționat-o în Jeep, un Mercedes de ultimă generație cu numere rusești. I-au luat pe doi dintre indivizii ăștia, nireasa și cu ăsta lăsă-i, i-au dus prin prejur pe la ambasadă și i-au lăsat acolo în deal și au venit pe jos. Tot e coordonat și organizat de Federația Rusă, de ambasada rusă de la Chișinău, de socialiștii lui Dodon. Și îmi pare rău că noi avem oameni pe care îi plătim de al din Agacevski și porcul din Bolea, care șerg curții ca această lege să rămână în picioare. Ei trebuie să întâlniți aici cu biețele. Eu hrăni la ambasadă. Periodică, eu și hrănesc. Că dumneavoastră sunteți martori tăți, ați văzut tăți că a fost un jup care a luat. După moldoveni, băsărăbeni, merge ucrainenii, găgăuși și apă-i ruși. Cum poți spui limba rusă între ei? Îmi pare rău. Am vrut să vorbim cu Octavian să ne spună ceva și pe dracu în patru, cu ăsta, cu grohăila ăsta. Du-te, băi, unde iar au venit încă? De unde ați venit, băi, pe capul nostru? De unde ați venit pe capul nostru? De unde ați venit, măi? Din care Tambov ați venit, măi? Din Tanul
tu a născut? Când? Я тебя старше гораздо. За мной смеет так говорить, понятно? Где у нас винит капу носу? Где у нас винит капу носу? Где у нас? Это ты, наверное? Где у нас драко внесли 400 лечь? Воду саешься к джипу, я у тебя есть лысый, сока ты к джипу номеру сешь. А я пришла сюда пешком. И тебе что? Я беру фрумос. А это координаты Федерации Руси. 20 метров от кордона полиции. Я беру фрумос. Да, лор, я у тебя Порше, я у тебя Порше. De la dânsul nu vine, de la Porsche nu vine nică, de la noi vine, de la noi vine, de la noi, noi suntem periculoși. Dă-le pași că într-adevăr sunt narcomani. Limbă. Am vrut să vorbim cu unul din deputați care au depus sesizare la Curtea Constituțională și grohăitul ăsta, rapănul ăsta grohăit cu sârmă în bot, ne-a întrerupt posibilitatea. Uvajaimă presa. Și presa lor de buzunar de Rahat. Iată-i, uvajaimă presa, ei sunt cu uvajaimă presa. De dimineață stă căcatul ăsta de televiziune NTV-ul lor și stă cu uvajaimă presa. El are adresare la uvajaimă presa. Băi, trădătorule, băi! Băi, trădătorule, băi! Băi, trădătorule, băi! Ce faci tu, băi? Ce faci tu, băi? Ce faci tu, băi? Băi, trădătorule, băi! Iuda! Ia uitați-vă! Ia uitați-vă, băieți! Iuda! Iuda! Mrazule! S-a-l pup pe-n cur pe Putin și pe toți rusoii! El vrea, el o șerut de la Curtea Constituțională să rămână în vigoare legile! Ministrul Justiției! O fugit, Bolea a fugit? Când a văzut că Fedea... Cine a fugit, Bolea? Bolea a fugit, da? Da, Bolea a fugit în partea asta. Când a văzut că voi fugiți după Rogăcevski, el foc în jos. S-a fugit în jos, da? Și unde a fugit, ai, porcul? Haideți să-l putem. Vasea Bolea a fugit, porcul, drag. După ce a fugit în Rogăcevski, a fugit și Bolea. Așa animale sălbatici și cu susținători. Și nu ieșesc. Domnule, nu vă e rușine să insistați cu limba rusă și a cerut curții să rămână legea în vigoare? Bă, dar voi sunteți trădători, bă, din neam și de țară. Ăștia trădătorii. Ăștia vânzătorii din neam și de țară. Bolea Iuda, Bolea trădătorul. La pușcării pentru trădare de țară. Toți. Nu ți-e rușine pentru ce faci. Tu ești deputat în Parlament. Să ne aperi drepturile. Să ne aperi sărășia noastră. Nu să ne vinzi lui Putin. Să bagi statutul limbii ruse pe gât. Bolea Iuda, Bolea trădătorul! Bolea Iuda, Bolea Iuda! Ia uitați, se duce la ambasada rusă și iei banii pentru trădare. Iuda și galbeni, vedeți? Iuda, ambasada rusă și Vasile Bolea, Bolea trădătorul! Trădătorul și vânzătorul de neam și de țară! A ăștia-s deputat, ăștia trebuie să stăie la pușcărie. Bolea Iuda, Bolea trădătorul! O fugit Nagacevski ca un șobolan și ăsta-i altă Iuda. Iuda, vânzătoare din neam și de țară! Bolea Iuda, Bolea trădătorul! El grăiește Putin la telefon, se raportează că și tătă-i ghine. Gata, legea am băgat-o pe gât, moldovenii au să vorbească de azi înainte rusă. Cum ai 80% de moldovenii grăiască rusă?
80% din moldoveni trebuie să grăiască în limba ocupantului. Asta e normal? Și nu vă temiți ca să răspundeți în fața legii. Că voi n-ați știți toată viața la guvernare. N-ați știți. Șor cu Dodon au să meargă la pușcării, dar restul... Nu, 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 păi nu vă, nu scăpăm de voi și nu vă băgăm la pușcării, asta nu, n-am scăpat. N-am scăpat. Asta e trădare de țară. Cum să bagi limba rusă a doua limbă de stat? Cum? Cum? Asta e trădare. Și te uiți așa cu ochii ăștia pe dos la mine. Asta e trădare, băi. Asta e trădare de țară. Și am fumat? Eu nici n-am mâncat, nici ceai n-am băut, ni-i uscată gura. Asta voi sunteți hrăniți, băuți. Ai văzut jipușar care v-a adus tuzii și aia care urlă la curte? V-a adus jip cu numere rusești. Ongel v-a adus tuzii și cei care urlă za limba rusă. Rușine! Rușine! Sunt mulți patrioți! Voi veți să faceți Moldova în patru! S-a împărțit federativă! Ia că uitați-vă, trădătorilor, ăștia ne federalizează, ne vând țara. El s-a pornit la ambasadă să iei bani, dar dacă ne-am întâlnit cu dânsul, duce la vale. Ocupanților, duceți-vă dracului de pe capul nostru. Ticăloși, mancurți, ia-le cu căciulă de crlane, ia uitați-vă, spurcă-și tradiția. Tăi, trădătorilor. Ia că asta ambasada rusă și alături curtea constituțională. Ăștia ne decid soarta, băi! Ăștia ne omoară, băi, ne vând! N-am cuvinte. Dar ați văzut cum am fugit după ministrul justiției? Ei au ieșit deodată. Și animale, n-au nici sfânt într-și. N-au nici o emoție. El a ieșit, el e la lucru. Iuda și Satana e la lucru. El a luat banul și el șeri curții constituționale, că l-am ascultat în direct, el cu Nagachevski, șeri curții constituționale ca să rămână legea în vigoare. Legea lor votată în noapte, ca bandiții să rămână în vigoare. Măcar i-am huiduit, i-am fluierat și pe Nagachevski, trădătorul din neam și de țară, și pe porcul ăsta care Dodonovski dă drumul, pe el mănâncă și iasă dintr-o dată. Am văzut că nu au vrut să mă mănânce. Nu au vrut să sar la bătaie. Că e așa importanță în televiziunile lor. Dragi prieteni, asta e trădare națională. Asta e trădare națională. Și faca este trădare. Dacă ar fi în puterea mea și aș avea majoritate parlamentară, i-aș băga la zdup pe toți, dragi ăștia. Nici unul să nu rămână. S-a dus să mănânci, că el e flămând. Nu te-ți dăm voi, domn Vasilic, să intre în curtea constituțională înapoi. Da, de-am curtea fără deși să pronunț. Curtea îți pronunț fără, deci ia ca trădătorii ceilalți al lui Putin au rămas și ei tăți aici. Ia că tăi, trădătorii tăți au rămas aici. Aștia care i-au adus dracu cu jeepul. Bună ziua! Cum e acolo? Văd că fug toți trădătorii. Au fugit trădătorii. Avem șansă, domnule Plângău, sau nu? Eu cred că șansele sunt mari de fi declarată neconstituțională legea. Să fie declarată. Și să-ți pronunț azi sau să o întindă iară? La 2.30. La 2.30. Felicitări și bravo pentru gest. Pentru asta sunteți deputați. Da, buloc. Te lăsați în pace. Domn profesor. Nu, 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 da, profesor. Da, eu știu. Sănătate. Păstrăm legătura. Acum am mai dus un aviz. Da. Păstrăm legătura și foc la Bocanci. Nu mai. Vă rog mult, nici un pas înapoi. Numai exercitarea puterii poporului. Dumneavoastră aveți mandat, numai dumneavoastră să o exercitați în numele poporului. Și nu vă ascultați cum scheaună de ăștia și așa mai zis, bă. Exercitați puterea, nici un pas înapoi. Pentru că poporul nostru român a avut, are și va avea demnitate că se află pe grădina Maicii Domnului, de aceea nu avem dreptul să o jignim, să o pângărim. Bravo, 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 Marțele și studenții dumneavoastră. Dinu, bravo, felicitări și Dinu și domn profesor. Și trebuie să înțeleagă societatea noastră din toată tâmpenia asta, că nu-i pot spune nici într-o felă. Nu știu. Cui trebuiau legile astea votate în Parlament ca astăzi să avem atâtea emoții la Curtea Constituțională? Legea
dumneata știi și dumneavoastră că eu urmăresc și conștiința juridică s-a ridicat și cultura. Legea nu este o simplu hârtie cu niște articole acolo, dar este emanația voinții poporului de a trăi mai bine. Iar deputații în Parlament, prin definiție, sunt obligați ca această voință să îi dea putere de lege. Orice au făcut deputații majoritari, așa zis, adunătură, de coloana a cincea, coloana a cincea de trădători, care nu au părinți, nu au, vorbesc nu în sens biologic, am înțeles, legătură cu din Siberia, au adoptat nu legi, dar jignire a demnității umane în genere. Ceea ce articolul 1 alinea 3 ne spune, că demnitatea umană este valoare supremă. De aceea, acest ansamblu de acte cu titlu de lege trebuie declarate neconstituționale și după Buchia și după spiritul legii. Ceea ce Curtea Constituțională face. Evident că este un proces, sunt priorități, pentru ca să permitem președintelui investit prin votul la 1 milion de cetățeni, iar de acum ea reprezintă toți cetățenii, inclusiv și cei care nu percep câte chila de pierje. De aceea Curtea Constituțională ia niște priorități în aceste legi și le declară. De aceea societatea noastră trebuie să înțeleagă că este corectă plecarea societății, este a doua val de renaștere, nu e o renaștere, e a doua val de renaștere care s-a început în 85, s-a dat cu declarația de independență, după aceea, cu părere de rău, a fost o decădere, pentru că chiar noi deputații Parlamentului de Independență am considerat că cei care vin după noi vor urma, că asta este ștafeta. Dar acum suntem la a doilea val de renaștere, dar la o calitate mai mare, mai înaltă. Am învățat, cetățenii Republicii Moldova, am învățat lecția, ce înseamnă demnitate, ce înseamnă stat, ce înseamnă normă juridică, ce înseamnă Constituție. Și am demonstrat-o la alegerile în turul 2, și în turul 1 și în turul 2, alegerile prezidențiale și prin acțiunile cele. De aceea, deputații în Parlament, chiar sunt ei minoritar, opoziție, și șeful statului trebuie să îndeplinească prompt, non-stop, din 24-25 de ore trebuie să funcționeze ca să pună în aplicare voința, să exercite, să nu asculte schimonări și așa mai departe. Da, acești persoane stau cu lozinci, care... da. Ei nu pot aprecia și n-au să înțeles, ocupantul niciodată nu înțelege ce înseamnă democrație. În sensul lui, democrație e de a ocupa alte popoare. Noi, ca popor civilizat și născut aici, băștinat, știm ce înseamnă democrație și le permitem aceasta. Dar ei trec măsura. Asta e vorba de cultură, de educație, ceea ce noi o să reușim și la acest capitol. Domn profesor, cu mare drag, în afară de partea juridică, constituțională, pe care înțelegem că au încălcat-o ăștia pe SRM și cu transfugii, partea politică, de ce au nevoie Federația Rusă și războiul ăsta hibrid purtat împotriva noastră, de ce au nevoie de statutul ăsta a limbii rusă? De ce îl bagă atât de tare și insistent pe gând? De ce nu iau gunoi de aici, de la piratul? Pentru că ăsta doar nu se întâmplă, că iată așa, Dodon s-o trezit într-o dimineață acum, cu Bolea și o să dă să le băgăm... Nu. Aieștia sunt pregătiți, aieștia sunt oamenii roși, pe la Crimea au fost oamenii verzi, aieștia sunt oamenii roși. Eu și la studenți le spun, gândem că Michi... că Michiduță e de culoare neagră, nu, el e de culoare roșie. E roșie, da? Da. Diavol de culoare roșie. Există o lege încă din antichitate de la chinezi, că dacă vrei să asuprești un popor, falsifică istoria, ceea ce face cu istoria Moldovei. Defaimează-i eroii, cei ce o fac, defaimează-i limba, ce își fac și cei ce fac, au rupt harta, limba și își fac acum. Iactele aici care au rupt harta. Și nu o faci tu în calitatea ta de ocupant, dar o fac, dar pune-o trădătorii, să o facă cele mai degradate elemente din poporul care tu vrei să-l asuprești. Asta este politică. Dacă nu știi regula asta,
ai să fii prins tot timpul în capcană. Adică Rusia continuă mai departe politica sa de ocupant, de imperiu care se extinde. De aceea noi trebuie să știm, să considerăm că avem de a face cu continuarea ocupației, de care odată trebuie să ne debarăsăm, să fim cu capul sus și cu demnitate. Și aceasta este politica clară a Rusiei de a continua, a Moscovei. Plus, ea este înrăită că a căzut de pe arena mondială ca stat, da, Uniunea Sovietică, da? Deci de aceea acum este în agonie, iar în agonie animalul politic inclusiv recurge la toate. Deci noi trebuie să fim vigilenți, cu demnitate, cu capul sus și să ne stimăm limba cum ne stimăm părinții, pe bunul Dumnezeu îl iubim și mergem mai departe. Domnul Alexandru, așa, mai am o mică precizare. Dumneavoastră, în afară de domn profesor, care îl cunoaște și îl respectăm și îl apreciem și îl cuprindem, că e bărbat al neamului, sunteți și fondatorul, practic, unul din cei care ați semnat declarația de independență. Atunci doar erau mai mulți vorbitori de rus în 89-90 și n-au avut așa pretenții la limba rusă, la statutul limbii rusei. Deci în 30 de ani s-a ajuns, când noi acum am ajuns la 4%. 4% sunt vorbitori de rusă. De ce acum se fac provocările astea atât de mari? Deci, anume că am spus, agonia și plus s-a observat că noi în unele cazuri suntem prea blajini. Cedem din demnitatea noastră, parcă se aplanăm situațiile. Niciodată nu cedem o palmă. Niciodată. Poți să cedezi, să riști și cu viața. Cu demnitatea niciodată. Dacă ți-ai călcat tu demnitatea în picioare, nu aștepta că vei fi stimat. Din nimeni. Noi nu am călcat-o, dar într-o parte am gândit că ei las, știți băieți, bun, nu. Îi punem la respect ca altfel. Dușmanul în fiecare zi îi crește pofta. Iată. Dacă el am lăsat odată, el și a doua oară, Andrei, și a treia oară. Ivan și el se suie pe divan. Nu, dar la noi pe Lejanc s-a suit, că e tradițional. Nu, el a încercat jos. Deci chiar în 89, atunci când s-a adoptat legea, deci la 27 august 89 a fost mare adunare națională și a fost o forță extraordinar de frumoasă la care am participat. Alături a fost regretată și scumpa mea nevastă Nișoara. În genunchi am votat limbă română și alfabet. Și la 31 august, acel parlament sovietic a ținut cont de voința poporului. Și această voință a fost suplimentar, încă o dată legitimată, prin faptul că parlamentul a adoptat declarația de independență, în care a spus foarte clar că este limba română, alfabetul este latin, suntem pe teritoriul etnic al devenirii noastre, noi nu ne-am dus peste nimeni, noi aici ne-am născut și suntem obligați să păstrăm cal ochii din cap. Și după ce parlamentul a adoptat declarația de independență și revenire și imnul Deșteaptă-te române, născut la 1848, când Rusia încă era jandarmul Europei, și poporul legitim convocat de către președintele Republicii Moldova, pe domnul Mircea Negru, și prezidiul Parlamentului, organul reprezentativ suprem între sesiuni, mare adunare națională, a avut mandat legitim prin vot unanim, a legitimat și declarația de independență în conținutul ei, adică fiecare literă. Am văzut să eu știesc că e pe perete. Și, păi da, și în spiritul ei. Și au legitimat și imnul Deșteaptă-te române. Ceea ce au făcut după aceea Partidul Democrat în 94 a călcat. Deci a noștri au început să calce declarația și ceea ce poporul. De aceea cunoaștem lucrurile astea, am revenit. Azi, și în spiritul legii, cum a spus dumneavoastră, concluzia că trebuie să fie anulate legile astea criminale. Absolut. Și mergem cu cap sos înainte. Altfel nu e. Să scăpăm de țărdea, bolea, Nagacevchi, cât mai sunt de acolo de ăștia care sunt. Dicăloșii noștri, bătrânce. Eu chem pe toți conștienți că la dumneavoastră suntem 4.000 de oameni. Foarte mult ascultă și
contribuiți la ridicarea culturii juridice și să ne trezim demnitatea în noi. Să ne o trezim, că e undeva acolo la mulți este, să doarme. Este, sau ne temem cumva să nu jignim. Nu! Dacă omul merge cu demnitate, el nu jignește. El prin asta arată că îl stimează și cu cel care se întâlnește. Și atunci, gândeșei de ăștia politici care a spus dumneavoastră, pur și simplu o să ducă la istorie. Să te udașineze, nici n-ai să dai atenție. Dar pentru asta trebuie să luptă. Doamne ajută, eu uite-am zis Ștefan cel Mare. Lăsați! Care a rupt harta, i-am povestit istoria corectă. Ștefan cel Mare... Vă o oră de vreme, au avut răbdare să le... Piruș, am vorbit cu domnul profesor, fantastic, un om cu demnitate și un om cu literă mare, domnul Alexandru Arsenie, constituționalist, deputat a primului parlament, profesor universitar și un patriot adevărat a neamului nostru. Am ușit și putare. Și Porsche, grămadă, stau șucură. Și îi păzești poliția din toate părțile, ia ca așa, când și duci la Siberia, na Sibir. Acolo aveți mult teritoriu, puteți să protestați, să urlați, vă faceți casă. A, na Sibir, na Sibir. Dar pe dâșii nu i-au luat, bălea, mănânc singur. Vreau să vă arăt declarația de independență, dragi prieteni, și pe urmă așteptăm declarația. Ia uitați-vă ce scrie. Schimbarea oficială a statutului, aici și toată declarația de independență. Și aici scrie foarte clar. Limba română, suveran, 17, ciuda represiunilor. Ia uitați-vă, și hotărăște, ia uitați-vă, și hotărăște. Din 27 august 89, 16 decembrie 90, 27 august 91, prin legile privind decretarea limbii români, măi, tâmpiților, români, ca limbă de stat și reintroducerea alfabetului latin din 31 august 1989, drapelul de stat din 27 aprilie 90 și stema de stat din 3 noiembrie 90 și schimbă denumirea oficială a statului din 23 mai 91. Ei, tâmpiților, care a iurit cu limbile, și cu rusoii voștri, declarația de independență a Republicii Moldova, citiți actele oficiale. Ăsta e răspunsul meu pentru toți șizofrenișii, pentru toți ocupanții, declarația de independență, cei care urlă în gura mare că sunt stataliști, moldoveniști. În declarația de independență, actul suprem, în baza căruia s-a înființat Republica Moldova și s-a scris Constituția și așeia cu greșeli, în articolul 13, în declarația noastră de independență e scris clar, limba română. Mai mult nu vreau să vă mai spun nimic. Citiți legile statului și a țării pe care vreți să o apărați, bolnavilor. Bă, voi ești cu mască antihriștii. Voi puteți ști română. Voi puteți ști română. Iată cât se pronunță curtea, veniți tăți acolo ca voi și citiți declarația de independență, vedeți ce scrie. Limba română adoptată prin declarația de independență. Băi, tovarăși, vină și citește, dacă poți ști română. Domn Vasile. N-ai cu cine, domnule. N-ai cu cine. Și el știe să citească. El îi... O tras un trabuc de iarbă de la sud. Și el e încălcit la minte și la ochii. Unii băieții de la sud care au venit. Au venit niște haiduși de la sud. Ăștia-s polițiști cu dâșii, nu prietenii, mamă? Ca pe omușa zic ceva de rău. Și aici erau niște haiduși veniți cumva de la sud. Mai așteptăm. Bă, dacă ea nu știe așa ceva, nu vreau fiți. În casă în cioară.